A treia chestiune pe care aș fi vrut să o menționez se referă la, iarăși, discutata politică bugetară fiscală, și anume cu referire la majorarea unor taxe sau impozite. Deși guvernul a venit cu inițiativa legislativă care este și cu propunerile în codul fiscal de majorare pe unele elemente, în cadrul majorității parlamentare există un consens și Parlamentul Republicii Moldova, în discuții cu guvernul, nu va accepta majorarea nici a prețului vinetelor, cum a fost propus de guvern, nici majorarea taxei sau a impozitului funciar cu 15% și nici nu va accepta modalitatea nouă de impozitare a autovehiculelor. Deci subiectele respective au fost discutate inclusiv cu Ministerul Finanțelor. Eu personal am avut discuții cu Ministrul Finanțelor, am discutat și cu conducerea guvernului și Parlamentul, prin majoritatea sa parlamentară, atunci când va veni votul, nu va accepta aceste majorări.